În urmă cu aproximativ 4 ani, din rădăcina gorunului lui Horea din Panteonul Moților de la Țebea, a răsărit un vlăstar, chiar înainte de sărbările naționale. Vlăstarul se încăpățânează să reziste și să își facă loc în această lume. Minunea a apărut după aproape 2 decenii, timp în care s-a crezut că arborele vechi de 400 de ani și declarat monument istoric s-ar fi uscat cu totul. Din dorința de a-l menține, autoritățile vremii au cimentat trunchiul gorunului, care poate fi admirat și astăzi. Autoritățile județene care administrează Panteonul Moților și-au propus să aibă grijă de tânărul stejar. Cert este că la sărbările naționale din acest an, micuțul stejar a fost părtaș la evenimentele dedicate memoriei lui Avram Iancu. Gorunul lui Horea are o circumferință de aproape 9 metri, iar istoria locurilor a consemnat faptul că sub coroana acestui copac, moții au fost chemați la luptă de către Horea, unul dintre capii răscoalei de la 1784.